Foarte mulți dintre consilierii câmpulungeni, indiferent de culoarea politică, au fost de părere că magazinele din fața blocului Romarta, cele care au fost construite ca spații comerciale în cadrul stației de maxi-taxi, ar trebui dărâmate. Firma care a câștigat licitația pentru construirea lor în urmă cu 20 de ani nu mai există, iar societățile care au subînchiriat spațiile de la aceasta au făcut cerere pentru închiriere la primărie. Părerile aleșilor au fost diferite, motiv pentru care scandalul a fost cuvântul de ordine. Am avut un contract cu o societate care a construit un contract de concesiune teren cu o societate care a construit acea construcție provizorie, că e o construcție provizorie. Contract care a încetat dat fiind faptul că acea societate nu mai există. El a avut în contract, scrie că dacă în momentul în care nu mai există, acele construcții trec în patrimoniul primăriei Câmpulung. Acolo sunt două societăți care au în chirie aceste construcții, acele chioșcuri de flori și ce Dumnezeu mai acolo, acte auto. Și atunci am propus ca să rămână ei, în mod normal, această zonă trebuie să dispară, că ea va fi când va fi proiectul, și v-am propus un contract de închiriere, să nu mai facem o licitație și toate astea să-i prelungesc lui. O să încheie un contract de închiriere, nu de concesiune, pe un an de zile. Obiectul contractului ab initio a fost construirea acestor puncte comerciale pentru, mă rog, ca deservire de stație maxi-taxi. Maxi-taxi este un termen absolut aiurea, se folosește transport public de pe da. Această chestiune nu mai există. De mult. Noi acces la mijloace de transport public pe zona centrală nu mai avem. Da. Deci obiectul contractului dintre dumneavoastră și firmele cu care ați contract a dispărut. Pe ce vă bazați mai departe prin continuitatea sau, mă rog, darea în administrare a acestora? Mi se pare absolut ilegal. În al doilea rând, dați-mi voie să termin. În al doilea rând, haideți să privim cu toții și să vedem cât de urât arată. Ia fața, maschează un bloc foarte frumos, chiar dacă e vechi. E unul dintre primele blocuri din oraș, la blocul Romarta, așa se cheamă. Nu Damian, era altceva. Da? Strică tot aspectul de fațadă, de bloc, tot. Prin urmare, de ce să prelungim ceva care este urât și care este ilegal să-l prelungim? De ce? Repet, obiectul contractului a dispărut odată cu lipsa de acces a mijloacelor de transport public pe zona centrală. Prin urmare, propunerea mea este să nu prelungim nimic și să trecem imediat la demolarea în integru a acestui complex comercial, mă rog, comercial, aiurea, insalubru și urât. După mai bine de o jumătate de oră de discuții aprinse, s-a trecut la vot. După ce au fost ridicate mâinile, scorul a fost strâns, iar proiectul nu a trecut de legislativ. Astfel, pentru că nu vor mai fi prelungite contractele de închiriere, societățile care activează în respectivele chioșcuri trebuie să se reorienteze către alte locații. Următorul pas este demolarea chioșcurilor.